vineri seara, un local select din Giurgiu a găzduit evenimentul intitulat De Dragobete iubește românește, organizat de Asociația Uniți pentru Giurgiu, deputatul Florian Nicolae și grupul de firme Nova Force. Sute de giurgiuveni de toate vârstele au onorat invitația asociației și au creat o atmosferă de neuitat. În seara în care dragostea a fost cuvântul de ordine, organizatorii au pregătit o mulțime de surprize, muzică pe toate gusturile și o atmosferă extrem de plăcută. Mă bucur foarte mult pentru că astăzi noi ca români sărbătorim iubirea. Este o seară foarte specială și sper să fie plină de distracție, plină de zâmbete și plină de iubire. Ce mesaj de transmis tinerilor care nu mai țin cont de sărbătorile românești? Să țină mai mult cont de ele, să-și amintească mereu că suntem români, să fim mândri că suntem români și să nu uităm să zâmbim, să fim optimiști și să visăm în continuare. Pe lângă faptul că este o seară importantă pentru că sărbătorim iubirea, în seara aceasta strângem și fonduri pentru frații Iordache și sperăm să-i ajutăm, să le ajutăm atât material cât și spiritual, să fim alături de ei în fiecare zi a vieții lor. Cred că simpla socializare ar trebui să fie primul pas. Sunt surprize în această seară nenumărate, numai că noi înainte de toate vrem să arătăm că suntem o comunitate mică și că ar trebui să ne cunoaștem, să comunicăm, să ne sprijinim reciproc, să fim prieteni și să nu mai facem acele permanente diferențe de categorii sociale, de culori politice, că tot e la modă mai nou. Ne-am unit în această seară reprezentanții ai tuturor categoriilor din toate colțurile orașului. Avem o tombolă cu surprize, vom premia câștigătorii de la concursul care s-a lansat pe 14 februarie în Parcul Mihai Viteazu și avem niște invitați surpriză care vor veni după ora 1. Este și o acțiune de binefacere totodată. Categoric, trebuie să ne și ajutăm, cum spuneam mai devreme, motiv pentru care strângem fonduri pentru a ajuta copiii familiei Iordache. Această sărbătoare, și nu numai această sărbătoare, ar trebui să ne facă mai buni, mai plâns și să scoate din noi ce e cel mai frumos, iubirea. Iubirea, iubirea rămânește și să facem lucruri frumoase. E minunat să trăiești. Viața e frumoasă. Cu bune, cu rele, e frumoasă. Națională, Valentine's Day nu înseamnă nimic. E mult mai în regulă așa. Ce mesaj de transmis tinerilor de Dragobete? Un mesaj? Să fie fericit, să se iubească. Cum mi se pare inițiativa Asociației Uniți pentru Giurgiu? O inițiativă bună! S-o ține tot așa, doamna Nicolae! Ce înseamnă Dragobetele pentru dumneavoastră? Sărbătoarea îndrăgostiților păstil românesc. Suntem bucuroși pentru invitația pe care ne-a oferit-o domnul Floricel și suntem aici să petrecem cu toți prietenii și cu dumneavoastră. Ce înseamnă Dragobetele pentru tine? Dragoste! Înseamnă tot dragoste! Inițiativa Asociației Uniți pentru Giurgiu, cum ți se pare? Inițiativa acestei petreceri, cum ți se pare? Foarte frumos! E frumos, foarte frumos! Cum vă simțiți în seara asta? Cum Foarte bine! Foarte bine! Inițiativa, cum vi se pare acestei petreceri? Superb! Superb! Mulțumim foarte mult! Foarte bine mă simt în seara asta, tu de colega mea. Ne distrăm și sperăm să distreze toată lumea la fel ca și noi. Sărbătoriți iubirea românește? Da, prefer iubirea pe românește, cum se spune. Momentele speciale ale petrecerii s-a aflat premierea cuplurilor de îndrăgostiți care s-au fotografiat în Parcul Mihai Viteazul de Valentine's Day și care au acumulat pe pagina de Facebook a Asociației Uniți pentru Giurgiu foarte multe aprecieri. Locul întâi
Berechea, Vâlcan Ionuț Florentin și Soare Elena Doinița. 600 de like-uri! Felicitări! Nici ceilalți giugiuveni prezenți la petrecere nu au fost ocoliți de premii. Pe baza invitațiilor a fost organizată o tombolă și prin tragere la sorți s-au desemnat norocoșii care au primit cadouri simbolice din partea sponsorului principal, grupul de firme Nova Force. Marea surpriză a serii a venit însă după miezul nopții, formația Acropolis, care a interpretat live cele mai cunoscute acorduri grecești. Puțini au fost cei care s-au mulțumit doar să privească. Petrecerea organizată de Asociația Uniți pentru Giurgiu a ținut până în zori și s-a dovedit a fi un succes.